Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la preajba astăzi și vorbim cu un apicultor. Este unul dintre apicultorii gorjului și aș putea spune ai României, care produce moatcă. Nu întâlnește oriunde așa ceva. Vă mulțumim că ne-ați primit aici în stupina dumneavoastră și v-aș întreba cât de greu sau ușor e ceea ce faceți, deși știu că faceți cu pasiune. Este o muncă, într-adevăr, foarte dificilă, dar este o muncă făcută cu pasiune. Și de multe ori avem și satisfacții, deoarece noi suntem o parte din apicultorii care dăm viață celui mai important membru al unei familii de albine, care este matca. Matca. Măcile sunt obținute pe trei căi. Deci matcă de schimbare liniștită, matcă de roire și matcă de salvare. De ce îi spune de salvare? Matca de salvare este o matcă care din diferite motive s-a pierdut matca de bază. Matca. Și atunci ele în disperare Încearcă să-și formeze o nouă uh, matcă. Dar aceste măci, uh, de salvare, nu sunt de o calitate așa de bună, deoarece ele o iau în creștere cât mai repede. Pe când uh, matca de schimbare, liniștită, o ia de la faza de uh, larvă, uh, matca de roire care. Eu sunt un număr foarte mare, ajunge și la numărul de 50-60 de uh, regine uh, într-un stup. Iar mai târziu, apicultorii, nu numai din România, și în special din Europa, au încercat să uh, obțină măți și pe calea artificială. Și s-a plecat uh, uh, foarte greu. Pentru mine a fost un articol care l-am citit uh, și acest apicultor uh, deși era de, de profesie medic, dar avea o pasiune deosebită. El când a plecat prima dată uh, a plecat cu uh, în loc de spatula care o avem astăzi, el a plecat din osul de de pui. L-a pilit foarte bine și a luat larva. Ei, după multe încercări uh, s-a reușit. Iar mai târziu s-a răspândit vestea în toată Europa, în toată lumea și mari apicultori au îmbunătățit metoda. Eu mă ocup de apicultură de 50 de ani, de când eram copil și mai târziu, mai tânăr, când am avut banii mei, primii bani ai mei, mi-am cumpărat un stup. Foarte frumos, asta da pasiune. Da, și era lumea apicultorii mai în vârstă erau cum sunt și în ziua de astăzi și mai buni și erau și mai egoiști adică spunea că nu-și vinde meseria e, am citit foarte mult asta mă pasionează și în ziua de astăzi să citesc uh, uh, anumite noutăți dar din, să zic așa, dintr-un mare regret să scrie de oameni care au mai puțin căutare în apicultură și ei au luat și partea asta, tot parte comercială. Deci noi putem spune că am avut în România și eu personal l-am cunoscut în armată pe Constantin Hristea care a fost un autor și prima lucrare a elaborat-o în anul 1935. Și cartea respectivă, dacă o căutați în librării și dați, vedeți că ea a fost sponsorizată inclusiv de ambasada americanilor. Și americanii au avut un interes de a sponsorizat cartea lui Hristia, că au copiat-o și ei și și au produs uh, uh, familie și au îngrijit familia albine, deci după, uh, un român. după un român, după un moldovean n -n născut la Bărlad Și a avut mai multe lucrări, dar uh, uh, cea mai importantă lucrare este uh, lucrarea uh, din 1935, Bineînțeles că el a continuat să publice, a fost un publicist de... Păi a fost și cartea de căpătăi a apicultorilor, se apicultorilor. poate spune. Apicultorilor și în special, dintre toți autorii, eu cel mai mult l-am îndrăgit, că l-am cunoscut personal, l-am cunoscut personal. Iar pasiunea de creștere a măcilor am primit-o de la Măldărești, la Horezu. În perioada respectivă, era plan de producție și Asociația Crescătorilor de Albine era obligată să cumpere măci foarte multe. Iar eu aduceam măcile, nu aveam experiență prea mare și cumpăram câte 20 de măci și din 20 prindeam sub 10. Și atunci am zis, domnule, vreau să merg la sursă, să vedem cauza, care este cauza. Și care era? Cauza care era, ei livra măcile neîmperechetă. Deci, uh, o matcă, ca să vă dau așa, să facem un pic de, de, de uh, istoric al uh, unei mărci, uh, matca pleacă din faza de, de nu de ou, deci ouul durează trei zile, după trei zile intră în, în stadiu de larvă. Și în primele două zile, ziua întâia și ziua a doua, atunci cele mai bune larve de transvazat. De ce ținem noi neapărat și să știe toată lumea? De ce în, în ziua întâia și în ziua a doua? Fiindcă în astea două zile ele depun același lăptișor chiar și pentru matcă, chiar și pentru albine. Fiindcă deosebirea între albină și matcă este numai alimentația, lăptișorul care îl primește. Deci, după aceste două zile eu le dau într-un pornitor Pornitorul le le ia în creștere Într-o familie fără matcă După aia eu le colectez de la mai multe uh, familii Și le bag într-un izolator Și le dau în creștere până în ziua 11-a Aveți un calendar, presupun Am o agendă care, dacă o pierd cumva, mi-a compromis toată lucrarea. Deci, nu pot să lucrez decât cu agenda lângă mine uh, și fiecare familie. Observ că munca apicultorilor este la fel de bine organizată ca munca în stup? Încercăm, nu putem chiar așa să ajungem. E foarte bine organizată. Dacă nu e organizată, nu sunt nici rezultatele. Uh, și. Am rămas la Măldărești Am fost la Măldărești Am luat primele cunoștințe Și am venit acasă e, A fost Prima încercare a fost un eșec total Eu una citeam Una am văzut acolo și. Atunci m-am ambiționat și mai mult Am încercat zi de zi Nu exista atunci Literatura Prea multă Și bunăvoința unei doamne ingineră de la Măldărești. Să spunem că este institutul acolo? Da. Nu mai este. Spre regretul nostru, nu mai este institutul. Institutul de cercetare a Picole nu mai are decât două stații. Așa se cheamă pepenierele unde se cresc mărcile. Deci Moara Vlăsii la București și acum tot o doamnă ingineră la Bacău a mai încercat, la Iașiul Moldovii. Chiar nu știam că nu mai este. Poftiți? Chiar nu știam că nu mai este acolo. Nu, mai, nu mai. Am avut stații uh, ale Institutului la Timișoara, deci în toate zonele geografice. Ca să vă fac o remarcă și să fie uh, uh, clar pentru toată lumea: uh, familiile de albine sunt adaptate geografic. Și mulțumesc și pe această cale unui distinct. Uh, Uh, academician care se cheamă Condra Drăgănescu are 80 și ceva de ani, deci încă este activ, el s-a opus ca să nu primim în România firma din America. Să nu vorbim despre că nu avem voie să nu, vorbim nu, despre asta. Nu, asta nu uh, uh, este foarte important. Măciile obținute pe cale uh, uh, artificială și cu mutații genetice. Deci e foarte important. De ce vroiau alții? Nu mai amintesc de firmă. De ce vroiau alții? Fiindcă ei comercializează. Matca mea durează 5 ani de zile. Pe când matca lor este obligatoriu în fiecare an să o schimbăm. Deci interesul comercial prima la ei, nu interesul național. Și acest domn uh, uh, academician și l-am cunoscut personal și pe acest domn s-a opus categoric prin puterea lui, prin a influențat alte și am salvat uh, 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 albina carpatica uh, uh, melifica uh, românească, a noastră românească. Și revin acum. Deci el a, a explicat destul de bine că nu e bine să facem încrucișeri. S-au făcut încrucișeri, s-au adus din Caucaz, care sunt mult mai. Uh, uh, pornesc mai repede la, uh, uh, la o temperatură mai scăzută. Așa. Nu au dat uh, rezultate. Cele mai bune s-au adus din Italia, uh, tot de la o firmă vestită, care nu mai există acum în Italia. Așa. Și nu au, nu au rezistat cum rezistă carpatica noastră uh, 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 albina. Cum procedăm noi. Uh, 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 deci noi, într-o stupină de 50-100 de familii, noi ne alegem în jur de 5-6 familii care sunt cele mai, cele mai productive. Sunt cele, cea mai bună rasă. Deci selecția naturală uh, uh, dictează aici. Deci nu, nu noi, noi nu avem niciun rol. Rolul nostru se rezumă numai la uh, uh, a identifica aceste familii. Adică ce însemnează această familie? Să clădească fagurii foarte bine, să iern, aibă o iernare bună, să uh, facă curățenie. Că sunt familii care nu-și fac curățenie în, în interiorul stupului. Așa. Adică găsim lene și peste tot, nu? Exact, exact. Așa. Și noi selectăm aceste 5-6 familii cât putem și le păstrăm ca pe ochii din cap. Pentru noi este o zestre în uh, naturală care și din astea, noi, ele sunt donatoare de larve. Deci noi preluăm larvele de la ele și le dăm la bocile respective. Și vor veni viitoare mari. Deci numai selecția uh, 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 poate să uh, uh, dea rezultate bune. Deci numai o selecție bună. Hai că începe indiscreția, că așa suntem noi. Ați făcut o afacere din treaba asta. Cu cât se vinde, de exemplu, o matcă, așa pentru noi, cei care nu cunoaștem foarte bine acest lucru, dar sunt atâția care cu siguranță vor să cumpere? Uh, o matcă, la ora actuală, deci noi uh, luăm Institutul. Deci el e cel mai vechi și el uh, uh, fixează prețul. Institutul le vinde la 700, la 700 de lei, de 70 de lei, 750 de lei, așa. Eu până acum le-am vândut la 50 de lei. Începând cu anul ăsta le fac și eu 60 de lei, fiindcă nu e profitabilă. Ca să vă spun, ca să produci cât produc eu în jur de 400 de măci pe an, mie, eu un consum 100 de familii de albine. Deci, iau materialul biologic, albină, puiet, așa, și îmi populez nucleele. Deci, începând cu anul ăsta, le-am făcut și eu 60 de lei. Mai este un mare producător de măți de la Sibiu și, la fel, și el mi-a spus că le face 700. Deci, eu merg sub prețul piesii, cum s-ar zice. Este profitabil albinăritul și vă întreb asta pentru că nu este prima emisiune pe care o fac cu apicultor și majoritatea ne-au spus că piața de desfacere în România este una foarte slabă și că până la urmă mierea aceea contrafăcută, are mai, nu că are mai mare căutare, se vinde mai bine la piață că omul nu știe ce cumpără. Uh, dacă ați amintit de merea contrafăcută, ați învârțit puțin cuțitul în rană și întreaga noastră, că și noi cumpărăm. Da, eu uh, sunt uh, un mare luptător împotriva celor care falsifică mierea. Fiindcă mierea uh, este un produs lăsat de Dumnezeu să consume în stare naturală. Și cu atâta muncă și trudă, îl, îl, îl producem. Deci, noi, când începem recoltarea, încercăm să, să fie cât mai matură, să fie maturizată mierea, să o, o extragem în condiții de igienă, așa cum le putem pe câmp, acolo unde o extragem mierea, să o îmbuteliem foarte bine. Dar ce folos că ajunge pe mâna samsarilor care n-au pasiune, n-au Dumnezeu, n-au nimic. Sunt împotriva așa. Dar și aici este un bob de speranță. A apărut o aparatură ultramodernă. Deci face determinarea și spune asta e mere de salcâm, asta e mere polifloră de fâneață, asta e mere de uh, tei Asta e mie. Deci, aparatura există. Dar, spre regretul meu și al tuturor apicultorilor, nu e folosită sau nu s-a nu. Nu. ajuns la piață să fie testată mierea? Nu, la piață mai puțin, samsari cel mai mult. La piață nu pot să vă spun. Sunt oameni care își vând produsul lor și așa, nu. Dar uh, regretul că nu avem o organizație, Asociația Crescătorilor de Albine, în special combinatul apicol care el era beneficiarul, el achiziona mierea din România, nu mai are un interes ca să. Așa. Și-a pierdut piesele de desfacere. Nu mai are. Așa. Și a apărut Samsaru. Și Samsaru, ă, ă, samsaru câștigă cât mine. Deci, mai mult câteodată? Câteodată câștigă mai mult decât, decât mine. N-am nimica. E partea comercială a lui să-și câștige, dar nu cât mine. Să vândă un produs natural, până la urmă, pentru noi, consumatorii, care de bună credință ne ducem și dăm un ban crezând că cumpărăm un produs natural. Nu s-a subvenționat zahărul care îl folosim de 100 de ani uh, ca uh, 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 stimulant pentru albine. Și ăsta, după câte știu eu, este un produs uh, uh, obținut din porumb. Ceea ce nu este. Un zahăr de, 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 de a stimula familiile de albine. Deci noi le dăm o travă. Eu nu mai folosesc de câțiva ani de zile decât zahărul din magazin. Atât folosesc. Dar să vedeți, așa, au aceeași culoare și gust cu, cu mierea. Deci dacă n-ar veni laboratoarele ca să, așa ei și-ar uh, uh, și vinde uh, uh, acest produs a produs o miere. Și este uh, regretabil. Iar mai am, chiar vreau să mai am un uh, un of, cum să zice pe românește. În apicultură au apărut niște apicultori care au crezut că aici e o afacere mare. Ei sunt lipsiți de cunoștințe practice, de cunoștințe teoretice și își lasă familiile pradă bolilor. Iar albina mea care eu o tratez și o îngrijesc bine, se contaminează. Se contaminează de la el de acolo. A lui moare, rămâne uh, uh, mierea pe faguri bolnavi și mi aduce duce mie boala. Deci Uh, e... este o grămadă de probleme pe care noi nu le cunoșteam, și poate nici mulți dintre apicultorii care sunt la început de drum, să spun așa, tinerii apicultori, pentru că mulți fac proiecte, cum este și cazul dumneavoastră, că de asta am venit aici și ne-am vorbit până acum deloc. Ați ales să faceți un proiect, să mergeți pe un proiect pe fonduri europene, e avantajos? Uh, să vă dau un răspuns scurt și la obiect. Pentru un om sărac e manăcerească. Pentru un om bogat nu se complică cu 40.000 de euro cum a făcut băiatul meu sau cu 7.500 în 5 ani care în fiecare an trebuie să duci să vizezi o serie întreagă de... așa. Dar pentru apicultorii care nu au, în special pentru majoritatea apicultorilor care în, în, în ultimii 3 ani de zile a mers o pierdere. În ultimii 3 ani de zile cel puțin mierea poliflor a dispărut dacă îmi cerea cineva, noi avem o zonă aici unde crește menta spontană, nu e cultivată, atâta aromă cât exista în merea asta polifloră de, de mentă și era și la sfârșitul verii, când înflorea, era nemai pământ, nu mai există, gata, chimicalele și-au spus cuvântul și aici, au distrus uh, chimicale, atmosfera, uh, Ploile acide, cum Ploile să se acide, mai mulți factori care sunt. Cât stupi aveți acum? Am cu băieți, am doi băieți, cu băieți cu tot, am în jur de 200 de familii de albine, cum să vă spun, nucleele care populez, astea nu le bag în seamă, nu le iau în calcul. Fiindcă astea sunt niște mini familii vremelnice, temporare, de două-trei luni de zile. Toamna le desfințăm. Și așa și din familiile de bază. Există o tehnologie care, în literatura de specialitate, prea puțin amintește. Deci, ca să poți să ai o producție, trebuie să începi de la 1 august. Ca să ai o producție bună în, în, în anul 2015, deci apicultorul trebuie să pregătească la 1 august să-și pregătească familie. Ce semnează pregătirea? În primul și în primul rând să aibă măți tinere. De ce să aibă matcă tânără? Matca tânără e o până în luna lui octombrie, precând o matcă uzată, cum v-am spus, că ea trăiește până la 5-6 ani de zile, ea luna august gata și a încheiat ponta. A doua problemă, care este stimularea. Lumea crede când ne vede aplicați pe stup cu siropul, zice că noi facem miere din zahăr. Nu. Hrăniți? Îți două aspecte aici. Hrănirea de complectare pentru iarnă și stimularea. Dacă familie de albină primește două, 300 de grame de uh, sirop la 3-4 zile, atunci ia are impresia că vine de la câmp. Și prin felul ăsta noi o stimulăm să depuie matca mai multe ouă. Ne-ați spus foarte multe lucruri interesante și aveți o stupină chiar foarte frumoasă, așa cum ne-ați povestit, o și vedem, trei etape, adică nu te duci și o, o vezi pe toată, nu. Are fiecare domeniul ei. Este o pasiune a dumneavoastră. Vă gândiți vreodată să spuneți am obosit, fac altceva? Nu. Categoric nu. Cât voi putea și, în momentul de față, chiar vreau să-mi extind stupina de producție. Fiindcă vreau să mai fac o remarcă aici, nu v-am amintit produsele stupului, ca să le știți pe toate produsele stupului. Deci, în afară de mierea, care este cel mai important și cel mai plătit produs al stupului, propolisul, lăptișorul, propolisul, polenul, civilizația maiașe s-a descoperit acum a perit datorită polenului. n-am mai, mai avut polen. Dacă uh, cineva nu vrea să uh, aplece urechea la noi și uh, 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 nu dispar și dacă dispar albinele, dispare omenirea. nu Fiindcă... se mai polenizează. A dispărut polenizarea. Deci, al doilea, eu zic așa, în importanță, al doilea produs al stupului, care este și pâinea albinei, dar să mai completez ceva, la polen. Deci, albina, o să vă arăt o, o albină cum vine cu piciorușele încărcate, pline și le. Deci, polenul e transformat în păstură și depozitat în celula fagurelui este, dar nu este numai depozitat, este și prelucrat. Anumite enzime care le produc albinele tinere le amestecă cu acest polen și le dau o valabilitate de un an de zile. Interesant. Noi culegem polenul, dar îl culegem fără enzimele respective, îl uscăm în condiții bune și eu culeg polen recoltez și lăptișor de matcă, fiindcă lăptișorul de matcă, cine e eu, crescător de măci, e aceeași tehnologie și pentru lăptișorul de matcă. În schimb, lăptișorul de matcă nu este plătit. La munca respectivă nu este plătit. Mai ales că o să găsiți în literatură apilarnilul, și găsiți apilarnilul și în farmacie. Este, de fapt, acest lăptișor de mat? Nu, nu. Vă explic ce este apilarnilul. Apilarnilul este uh, uh, lăptișorul trântorelui. Și el, când se macerează, când se recoltează, se recoltează cu, cu larvă cu tot. Deci este uh, uh, o compoziție complexă. Dar... Uh, 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 și aici s-a pierdut piața de desfacere, ca să vă fac o mică, așa, paranteză, uh, prin anii uh, 70-80, când era uh, o producție mare de apilarnil, cea mai mare cantitate o cumpărau arabii. Și atunci a, și-a pus uh, întrebarea. A, întrebarea, de ce o vrea? Păi, uh, fiind un produs... De, natural, dar produs numai masculin pentru așa, arabul avea șapte femei și atunci lui îi trebuia un produs foarte natural și a găsit el de cuvință că este și bun pentru, pentru îngrijirea sănătății. Și ceea ce este la apilarnil, nu mai avem oameni care să-l recolteze, fiindcă apilarnilul se să ia cu ora. Deci a venit șapte zile de când ai băgat rama de trântore și a depus ouă, la șapte zile exact trebuie să-l recoltezi ca să nu compromiți compoziția. Cum ai Iată, observ că dă de toate, dacă știi să recoltezi, cum spuneți dumneavoastră. Sunteți mai sănătos de când consumați aceste produse? Că asta întreb toți apicultorii. Dom'le, te mai doare ceva dacă consumi numai produs natural? Mai ai probleme reumatice? Că de, și odată cu vârsta, cu toții avem. Totuși, majoritatea ne spun, domne. Sunt sănătos, consumiere și în ceai și în cafea și ziua și dimineața și la prânz și seara. Da. Să știți, chiar mai recent mi-a venit un domn apicultor care a avut funcția de director 20 de ani și am spus așa, domnule, vrei să ai mintea sănătoasă și după pensie, ocupă-te de apicultură. Dacă vrei să ai mintea, fiindcă aici te ține încordat. Apar anumite probleme. Apelez repede la la uh, literatura de specialitate ce pot și vrând nevrând mai citești mai... deci uh, 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 e o viață foarte activă în, în, în apicultură iar uh, produsele pot să vă spun personal uh, eu lucrez masca o am dar nu, nu o prea folosesc mă înțeapă în jur de 10-15 poate și mai multe albine pe zi dar în tinerețe am avut probleme la rotula unui picior. Și mi-au spus medicii de atunci că voi avea probleme. Ei, uitați că înțepăturile de albine și-au făcut efectul. Nu mă mai doare, nu mai nu mai am nimic. Reumatismul, sunt la 74 de ani. Și, mulțumesc! La să vă șapte... fac așa un compliment să spun că arătați bine? Mulțumesc lui Dumnezeu și dumneavoastră că așa și activitatea. Deci, în afară de faptul că produsele stupului le consum, așa... Vă ține în formă. Da. Uh, nu știu... Uh, este o rețetă care... Mă rog, să-i dau numele, să nu-i dau. Nu, nu, nu mai dăm numele. Nu-i da, nu dau numele, dar este pe internet. Am luat-o și eu. Eu o foloseam de mult, rețeta respectivă, dar nu gramajul. Acolo... Uh, uh, așa. Și acum... Uh, am avut solicitări foarte multe ca uh, aia, conține uh, polen, lăptișor de matcă și uh, propolis. Deci ingredientele tinereții, cum se spune. Exact. Așa. Deci uh, uh, produsele uh, stupului, dar să, să nu fie falsificate, să fie naturale. Eu vă mulțumesc mult, o să aștept să ne și arătați cum se lucrează într-un stup pentru producerea unei mătcuțe, se spune așa, și o să stau de vorbă și cu fiul dumneavoastră să văd cât curaj trebuie ca să inițiezi un proiect, pentru că se știe, tinerii sunt cei care pot face acest lucru, dar cei mai mulți se feresc de asta. Uh, tinerii am toată stima de... Cunosc tineri din județ care apelează să le dau cunoștință practice, teoretice. Am toată stima față de tineret că ei ne va lua locul. E ceva natural, nu așa. Dar sunt puțini. Asta este în cazul că sunt foarte puțini. Și în afară de faptul că sunt puțini, nu sunt nici ajutați nu sunt sprijiniți. Proiectele au fost foarte, vă repet, proiectele au fost foarte bune, așa, dar a apărut acum, nu vreau să intru în discuții cu nimeni, a apărut impozitul care numai Dimitrie Cantemir are, a avut curajul să pui impozit. Deci, de la Dimitrie Cantemir, și până anul trecut, în 2013, n-a existat uh, impozit așa pe, pe familie de albine. Pe păi cum? Când aude tânărul, el să sperie. Nu este uh, exagerat de mare, dar e un impozit, este uh, un bir care. Nu, 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 așa. Uh, și băiatul uh, mi-a stat în spate, eu am fost în față, a prins uh, anumite cunoștințe. Uh. Și acum e mare apicultor și el. Ah. Mai am o întrebare, că ni se termina emisiunea, suntem pe final. Aveți o pană, e de design sau o folosiți Aoleo, și pe asta? Nu, nu, nu. Uh, pana face parte din... Uh, din, din sculele mele cu care lucrez. E cea mai importantă. Uh, acum mai nou a apărut uh, peria uh, artificială, dar... Nu face cât face pana asta naturală. Nu, fiindcă peria este din plastic și deranjează foarte mult albina, dar nu-și dau seama și cumpără. Plus de asta e producătoare, e transmisătoare de microbi. Deci eu pana o folosesc două zile și o arunc. Ia o altă pană deci iată, stimațile spectator totul aici e natural, până și sculele, să spună așa, de îngrijirea stupului. Da, deci mulți apicultori să gândească, să gândească foarte bine și să, să nu se să joace cu aceste ființe care sunt așa de... De, de, de folositoare omului. Să le dea importanța care, așa. Fiindcă eu zic că uh, internetul și calculatoarele au, au uh, luat memoria unei albine de acolo, din micuțul creier al ei, ea vine de la distanță. Să vă spun, acum au pus un microchip la o matcă și s-a dus până la 10 km la la împerechiere. Ea fuge de neamuri. Ea fuge de neamuri. Cum și eu procedez în, în practica mea, aduc sânge nou. În fiecare an eu cumpăr de la uh, Bacău, de la uh, uh, București măți care să nu aibă grad de rudenie, fiindcă intervine consacvinizarea și consacvinizarea e o boală de aia și religia, și medicii spune domnule, căsătoriți vă tineri cu fete și cu, cu, cu băieți din mai de departe, ca să îndepărtăm uh, 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 sângele. Așa și eu folosesc în tehnica mea cât mai multe. Vă spun mult spor! Vă mulțumesc! Bogdan, fiul său, i-a călcat pe urmă și a învățat tehnica albinăritului. Ba mai mult, a accesat și fonduri pentru un proiect în acest sens. Iată, stimați spectator că mai există și tineri care la sate accesează proiecte și fonduri europene pentru a realiza ceva. Bogdan este un tânăr de 30 de ani care, alături de tatăl său, lucrează zi de zi într-o stupină. Cum este? Greu, ușor, plăcut sau mai puțin plăcut când te gândești la înțepături? Nu este o muncă foarte ușoară, este cât de cât cam grea. Dar a devenit o pasiune între timp, adică este o zi din viața ta când nu vii aici și zici nu mai vreau asta să merg la stupină? Nu, asta e o pasiune care nu ai cum să o, să o lași. E o pasiune foarte frumoasă, dar e puțin cam grea. Ai un mare avantaj față de mulți alți apicultori, pentru că l-ai avut cumva în fața ta pe tatăl, care de când era mic era pasionat de acest lucru și cred că e, e un real succes să ai lângă tine pe cineva care ți arată absolut totul. Da, într-adevăr, este bine să ai pe cineva care să te ajute, că e o muncă foarte grea și nu, nu prea ai de la cine să înveți, dacă nu ai pe cineva apropiat sau care să te poată ajuta. Cum decurge o zi din viața ta? La câte 30 dimineața ca să vii aici? Păi, dimineața la 7 până seara târziu, mai ales sezonul când este sezonul de vară, este foarte greu. Mergeți cu stupii și în altă parte, la o alt fel de floare? Da, mergem și în pastoral, la salcâm, la tei, în mai multe. Care este cea mai plăcută muncă în stupină pentru tine? Păi cea mai plăcută este când mergem în pastoral. În pastoral este cel mai frumos. E ca o vacanță, nu? Da, da, exact, ca o vacanță. Și cea mai grea muncă, să presupunem, că este cea a extragerii mierii? Da, și extracția și transportul. Transportul este foarte greu la încărcat, descărcat. Atâta e. Yeah. Ai avut probleme cu bolile la albine anul acesta, anii trecuți? Probleme dacă îi tratăm și ăștia nu sunt. Minore. Minore, da. Dacă ne ocupăm de ei și îi tratăm, nu e, nu e problema. Vă gândiți de pe acum să măriți efectivul numărul de stupi în, în prisaca asta, că arată tare bine și aveți și o zonă geografică frumoasă și mai mult decât atât văd că aveți foarte mult spațiu, mult teren, iată rugi și se știe că ele vin la rug albinele. Deocamdată am un număr de de stup foarte mare și mai mult de atât nu mai pot să-i mai mulțesc, că e foarte, foarte grea munca. Eu îți doresc mult succes alături de tatăl tău și să spunem așa, afaceri bune, pentru că trebuie să vorbim că facem cu toții câte ceva, de-aia mergem la servici ca să producem bani pentru acasă, de asta și dumneavoastră munciți aici ca să produceți un venit. Și eu vă mulțumesc și o zi plăcută! Pentru a trece dincolo de simpla enumerare a unor tehnologii de apicultură, am ales acest apicultor al gorjului care ne va prezenta un exemplu practic de creștere a mătcilor. Ion Giugudeanu a avut amabilitatea de a ne explica cum se produce o matcă. Deci, în față avem un nucleu de împerechere cu două compartimente. Compartimentul A și compartimentul B. În el introduc Două rame, în el introduc două rame cu albină. Iar după 24 de ore, după ce l-am format, îi introduc o botcă. O am pregătită, o am în partea cealaltă. Botca Stă aici în jur de 2-3 uh, zile, după 2-3 zile ea ecluzionează, eu trebuie să vin să o controlez dacă a ecluzionat, și după alte 10 zile iese la fecundare. După zilele astea, iară din nou trebuie să-i fac un control, că uh, cea mai mare greutate este sau pierdere, nu se mai întorc de la. Uh, Albina, nu v-am spus, are foarte mulți dușmani, între care prigoria este și rândunica, lăstunul în special, așa de, de dornice, Dușmanii, da. Da, de, a, a consuma cât mai multe a, albine și în special a, a, mățile. Dar, a, tot pe cale naturală, a, a, trântorii pleacă... În, în, stolul stoluri mari, fac gălăgie și ele de multe ori se mai sperie și mai avem și ei noi noroc. Dar uh, rezultatul este jumate din măcile care pleacă la împerechere, jumate să mai întorc, jumate uh, se pierd. Aici deja o să vă arăt și botca. Nu mă Nu, nu. Asta e cu botca. Aia. Uitați, asta este botca, care urmează să ecluzioneze, să iese o matcă. Asta am pus-o acum trei zile. Dar nu-mi uita una acolo de alor. Nu, nu. Deci, aici avem albină de toate vârstele, adică ecluzionată uitați, acum, uitați-o acum, uitați -o cum, cum de aici roade căpacelul și iese afară. Aici, asta la fel, uitați-o cum roade la căpăcel, ia uitați-o. În, în două secunde ei iese în stup. Aici avem alta. Bun. <coughs> Și uh, trântorii, care sunt foarte importanți, o familie acum, ea nu poate să stea. cum nu stă fără matcă, așa nu stă nici fără trântori. Avem culegătorul de polen care îl montăm la urdiniș. El uh, poate să colecteze în fiecare zi. În jur de 200-250 de grame de polen. Dar îl punem numai în perioada activă a, a zilei. Acum vine rolul la pană, care o port în continuu. Deci, cu ea perii albina. Am luat o ramă care este introdusă acum 5 zile pentru a fi însămânțată cu ouă. Iar în astea 5 zile, ouăle s-au transformat în larve pe care le vom uh, transvaza. Deci se vede ceva alb aici, unde este larva uh, alimentată cu lăptișor de mat. Uh, lăptișor uh, normal. Transvazarea. Deci noi aici nu avem decât ouă, larve de o zi și larve de două zile. Deci cu o sârmuliță făcută de mine, spatulă, se cheamă. Uitați, asta este larva, punctul ăla alb. S-a luat și puțin lăptișor pe ea, Astea sunt niște dopuri din plastic, le, le uh, aplicăm bocile construite de noi, cu un led con frumos le lipim și le punem acolo. Ca să meargă treaba mai repede, eu vă aduc a doua fază. Deci, ce am făcut ieri, vă arăt pentru asta. A doua fază a lucrării este recoltarea bocilor din pornitor. Adică el e un stup fără matcă și stă numai 24 de ore aici. Bun. Vedeți? Aici am 12 buci unde a fost transvazată larva, dar ele n-a luat decât una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Mai am și aici și astea toate le recoltez și le bag într-un crescător. Uitați, lăptișorul, deci asta n-a fost luată, asta a fost luată, uitați, lucește lăptișorul unde a fost luat și cu larva acolo, deci asta este pornitorul, de, de la muscos de aici. Toate le iau. Bine, am uh, uh, lădița de transport pregătită, tot. Avem un izolator acum, o ramă izolator se cheamă. În rama izolator introducem bocile. Ia-vă jos Da, e o întreagă tehnică, interesant, dar gr foarte greu mi se Foarte pare. greu. Da. E... Nu? Câteodată când sunt așa, nici nu pot să le da. Și trebuie să fie soare. Dacă e soare... Mâine, apoi le... mâine mă vedeți a da da, 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 M-aș bucura să văd cât mai mulți. Inginerii de la Camerele Agricole sunt cei care asigură consilierea tuturor celor care vor să se apuce de albinărit, dar îi ajută să întocmească și proiecte pentru accesarea banilor europeni. Inginerii de la camerele agricole, stimați la spectatori, au un rol, aș putea spune, hotărător atunci când vine vorba despre proiecte, pentru că dumnealor nu numai că îi consiliază pe, pe producători, dar și inițiază alături de ei aceste proiecte pentru mai ales tinerii din, din Gorj. Spuneți-mi dacă sunt tot mai mulți tineri care optează pentru apicultură, că iată, astăzi suntem la un apicultor și unul faimos, aș zice eu, din, din Gorj. Într-adevăr, suntem unul din județele frontașe la numărul de proiecte pe apicultură, atât prin măsurile mici pentru fermele de semisubzistență, fost la măsură 141, cât și pe măsura 112, măsura prin care tinerii fermieri care au fost pasionați de apicultură și nu numai, s-au stabilit la țară și au făcut ferme mari, le spunem noi, și încearcă să ducă mai departe experiența părinților, bunicilor, astfel încât să încercăm să dezvoltăm și această ramură a agriculturii. Noi avem o tradiție puternică, atât țara noastră cât și județul nostru în creșterea albinelor, de aceea Încercăm prin specialiștii noștri să fim în permanentă colaborare și legătură cu crescătorii de albine, cu Asociația Crescătorilor de Albine și celelalte asociații mici nou apărute pe acest domeniu, să facem cât mai multe proiecte. În momentul de față, așteptând cu mare interes și nerăbdare noul plan de proiecte din PNDR pe perioada 2014-2020, numărul deja al solicitanților, al tinerilor solicitanți pentru a în temea acestei ferme de uh, creștere de albine, fiind uh, la noi în creștere, avem o bază de date deja uh, cu destul de mulți dornici, destul de mulți uh, potențiali beneficiari. Iar uh, cursurile pe care le organizăm uh, pentru crescătorii de albine sunt în plină desfășurare, uh, astfel încât uh, odată cu uh, începerea sesiunii de punere de proiecte, să putem să lucrăm și să aducem în gorj uh, încă câteva zeci sau chiar sute de astfel de ferme. Și o ultimă întrebare, proiectele vin cu câteva norme așa mai înlesnite pentru producătorul agricol sau din potrivă îi se pun niște condiții încât nu mai poate accesa un proiect? Deocamdată nu putem să spunem prea multe despre cum vor arăta ghidurile solicitantului pentru măsurile viitoare. Există doar câteva linii directoare, să le spunem, trasate pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Putem să mai spunem că în perioada de față drafturile sunt la Bruxelles, se negociază acolo și vom vedea în ce formă vor veni în, înapoi și cum vom putea să accesăm aceste fonduri. Însă ce vă pot spune de pe site-ul Ministerului Agriculturii, din informațiile existente la, în momentul de față, sunt câteva condiții nou apărute în speț beneficiarii trebuie să aibă domiciliu în localitatea în care se află ferma și iarăși important trebuie să nu aibă un loc de muncă în afara comunei respective sau din, în afara zonei limitrofe a comunei. Iată că sunt câteva îngrădiri pentru potențialii beneficiari, însă sperăm că și în aceste condiții poate vor mai fi negociate cu Uniunea Europeană să avem totuși un număr mare de proiecte pe, pe domeniile agricole. Eu vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Așteptăm să ne sunați dacă și dumneavoastră acasă aveți o gospodărie frumoasă, cu siguranță vom veni și vom arăta tuturor că, iată, se poate cu puțină muncă și puțină pasiune să ai o gospodărie frumoasă. Încă o dată mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare viziunea. plăcută la revedere!